administrația locală va rezolva o parte din cererile de înscriere la grădiniță a copiilor din Topoloveni. În curând va fi dată în folosință o nouă grădiniță cu o capacitate de aproape 300 de locuri. Potrivit primarului Gheorghiță Boțârcă, grădinița va avea program normal. Numărul mare de solicitări venite din partea părinților care lucrează pe schimburi a determinat administrația locală să înființeze și o grupă cu program prelungit. Este și o grădiniță cu program prelungit pentru 50 de copii, ceea ce dă posibilitatea la foarte mulți dintre locuitorii din Topoloveni să folosească timpul de servici și totodată să aibă o anumită autonomie în dozarea și în preocuparea aceasta și îngrijirea copilului, să știe că este în siguranță. Nu este singura grădiniță construită în ultimii ani. Primăria a mai dat în folosință alte două unități.